Cele 227 de persoane beneficiare de ajutor social înscrise la Primăria Târgu Jiu vor fi plătite din fonduri guvernamentale suportate de Agenția Județeană de Prestații Sociale Gorj și nu cu fonduri de la bugetul local ca până în prezent. Nici prima obligatorie pentru asigurarea locuințelor persoanelor beneficiare de ajutor social nu va mai fi suportată din acești bani, ci din fonduri de la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Plata ajutoarelor sociale nu se mai face de la bugetul local, se face de către Agenția de Prestații Sociale din fonduri guvernamentale, chiar și pentru luna decembrie. Deci chiar din această lună plățile vor fi făcute de către Agenția de Prestații Sociale. De asemenea, persoanele beneficiare de ajutor social sunt obligate lunar să prezinte o adeverință de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, prin care să ateste că sunt în căutarea unui loc de muncă. Un alt aspect care reprezintă o noutate este că în fiecare lună trebuie să vină titularii de ajutor social cu adeverințe eliberate de AJOFM, din care se rezulte că sunt în căutarea unui loc de muncă. Până acum trebuiau să vină o dată la 3 luni cu astfel de adeverințe. Încă din luna decembrie anului trecut, Agenția Județeană pentru Prestații Sociale se ocupă de plata ajutoarelor sociale.